Doamna Maria a fost supărată pentru că în bucătărie nu s-a mai respectat organizarea inițială, simțindu-se dată la o parte. Scrie că nu e aici Ionă. Maria, ne uităm la congelatoare. Ce comandă mâncare? Să-și comande fetele ce vor. De când a intrat o persoană, nu spun cine, în casă, a schimbat regulile pe care le aveam noi și pe care am vorbit și am stabilit între toate și le-a schimbat. Dar dacă e așa, eu m-am retras. M-am simțit pur și simplu cârpa cârpelor ieri. Mâine dimineață vreți să gătiți? Ca să gătesc și să o iau să pun la câini, să mă ierte Dumnezeu, dar eu nu mai fac. Bun, am înțeles. Ca să știu ce am de făcut. Că noi când am calculat și calculăm, azi facem aia, mâine facem pe aia, calculăm și în funcție de ce e în congelator și în funcție de ce e în frigider. Că dacă ai munci pe banul ăla, îți spun garantat că n-ai face așa. Acasă n-ai face așa. E plictiseală, sunt aproape 3 luni, sunt lucruri firești, vor să mai facă ceva, fără nicio legătură cu tine. Deci tot și ce facem cu oalele de mâncare care okay. Le avem, le aruncăm la câini? Deci aici trebuie să ne gândim că aseară aveam în frigider 3 ciorbe. Iar doamna Mirela părea să fie un bun confident pentru doamna Maria cu privire la acest context. Cum mă simt? Nu contează. Nu neapărat să mă conteze. Pentru ce? Pentru că am vrut să fie bine pentru toată lumea? Pentru ce? Că m-am trezit dimineața și când s-au trezit ele era făcut? Nu mai contează. Aia e. Mare minune să nu se întoarcă lista. Da. Problema lor. Deci clar, e problema lor. Voi face cum a făcut toată lumea. Îmi deschid frigiderul, ce am poftă aia mănânc. Și cu aia am terminat. Și nu mai am dureri de cap, că a făcut aia, că nu mănânc, că e oală, că oală peste oală. Păi de ce? Pentru ce? Îmi trebuie mie circul ăsta. Îmi trebuie mie așa ceva, fata. Pentru că eu știu cum sunt, intenția care am avut-o, n-am avut o intenție proastă, am avut o intenție bună. M-ai înțeles? Pentru toată lumea din casă. Nu mulțumesc, așa ceva nu vreau. Nu-mi trebuie. Că mănânc pâine cu unt, aia mănânc. Că gura mea și dacă e vreodată să am poftă de vreo ciorbă sau de vreo ceva, cea mai mică crăticioară, am mâncat odată și aia e. Nu mă mai implică, nu vreau dureri de cap. Cu intenția de a fi totul bine. Și uite bine ce mi-am găsit. Dar nu poți să o iei ca pe o greșeală, ca pe o... Ba, o iau ca pe o greșeală mea mare. Nu trebuia să mă implic, trebuia să fac și eu cum au făcut toate mamele. Nu mă bag, nu mă implic, descurcați-vă. De ce să termin emisiunea, mă duc acasă și să fiu certată de familie? Pentru ce? S-au judecat cum am fost eu judecată de Nina, că s-a făcut mult, că am dat la băieți, dar de ce? Pentru ce să fiu judecată? Sau impuneri, faci musaca, de ce? Păi fă-i tu, nu eu, nu-mi impune mie. Cum adică ți-a zis că de ce ai dat la băieți? Da? Păi că s-a gătit cu ideea de a face mult, de a face mult să dau la băieți. Păi de ce? Ei n-au dreptul sau cum? Și dacă faci puțin muși, să deschid și tot în oala ta vine. Dar știe și vreau asta. Vreau să știe Nina câte bucăți de carne am mâncat eu de când am intrat în emisiune. Niciuna. Niciuna. De ce? Păi pentru că s-a dat... făcut la numărul de porții, s-a făcut de multe ori puțin mai mult, fiindu-și deschise, niciodată când am vrut n-am mai avut. Și n-am făcut comentarii niciodată. Eu cred că știe și ea lucrul ăsta. Nu știu ăsta. Dacă știe sau nu știe, dar eu m-am simțit foarte prost ieri. Foarte prost. Bă, și dacă s-a dat la băie, de s-a ce? Dat că pentru ajuns că mama fetele și nu că mai vrei mânca. Să te afiri? Da, probabil. Da? Probabil. Asta e și eu am fost, dar n-am procedat așa, nici cu voi ca mame, nici cu ele ca fete. Deci încercam să spun că și dacă s-a dat, fetele n-au mai mâncat și s-a dat mâncare proaspătă. Că iarăși în altă zi o dădeai la căței. În orice variantă o pui, e greșeala mea. Și pentru ce îmi trebuie mie așa ceva? Eu când am fost pe săptămână mama șefă, eu am încercat să aplanez, să nu fie conflict de niciun fel, să nu se simtă prost nimeni. Când am fost eu. Eu mă bucur că n-am fost niciodată mama săptămâni. Pentru mine asta nu e un trofeu, nu reprezintă nimic, nu mă interesează. Nu știu în funcție de ce se votează, chiar nu mă interesează. Dar să fie cine o fi,
am stat în pătrățica mea, dacă am putut să ajut cu ceva, am ajutat. Și eu la fel, Mirela, eu am demonstrat că am ajutat. Eu am fost și lângă fete, am fost și lângă băieți, am fost și lângă voi, am și spălat, am și gătit, am și ce s-a putut face. Sau, mă rog, ce-am putut eu să fac. Dar ca să ajung după 3 luni de zile să mă simt cu vină, nu-mi trebuie așa ceva. Dar n-ai de ce să te simți trebuie așa cu vină. Ba, da. Așa mă simt. Așa mă simt. N-ai mai fac o cafea, Mirela. Terfelită pentru ce? Terfelită în fața României toată? Pentru ce? Pentru funcții de genul ăsta? Pare rău, dar mersi frumos, nu-mi trebuie. Eu am spus, eu așa să nu mă schimb pentru nimic. Pentru nimeni și nimic. N-ai pentru de ce? Nimeni și nimic. Chiar n-ai de ce. Ăsta ție felul, de ce să te schimbi? Capricile iubirii. De ce vă simțiți... S-a văzut. Nu mai am comentarii. Doamna Maria, dar am urmărit și o emisiune de astăzi și doamna Anina v-a întrebat dacă doriți să gătiți musaca. Nu v-a ordonat, nu v-a comandat. Pentru că oricum dumneavoastră sunteți genul care... vă place să vă întrebe ce se face, cum se face, adică... E și normal. E și e normal. Că... Asta zic, v-a întrebat, a făcut ce... Nimănui. Păi asta zic. S-a stabilit în momentul în care eu nu eram la discuție. Nu, erați pe canapea în living cu nu, toate. Nu, eram afară și când am intrat mi s-a spus. Probabil doamna Lina... Ce zici, faci mâine musaca, așa? Dar ne-a întrebat, totuși, ai putea să faci aia? Avem cu ce? Sau se poate sau nu se poate? Poate eu nu vreau acea musaca. Poate am întrebat înainte să mergi la țigări, la fumat, tu singur ai zis, mai sunt 4 pulpe și mai sunt 4 cutii de carne tocată. Te-ai dus la țigări, n-ai mai vrut să stai și noi am continuat discuția democratic cu camerele consiliului. Stați puțin, doamna Maria. Acum vreau să vă zic ceva. Și eu sunt stăpâna bucătăriei mele. Dar să știți că acasă la mine... Întrebarea de bază este ce vă mai fac de mâncare? Nu mâncați ce vă pun eu pe masă că așa vreau eu. Nu e ca adică dacă eu am al... Nu. Ce este? Nu, stați puțin. Că dumneavoastră ați zis mi s-a ordonat să fac musaca și eu poate voiam să fac altceva. Acum, dacă ați hotărât că vreți să faceți de mâncare cuiva, vreau să vă zic un lucru din experiența mea. Puteți să le puneți fonfleuri nu știu de care. Dacă oamenii nu vor să mănânce produsul ăla și vor cu totul și cu totul altceva, mai bine le faci tu cartofi prăjiți cu ouă, ochiuri și nu le mai dai icre negre cu da, nu știu ce. Da, dumneavoastră ați simțit-o ca așa ca pe un obligo, că vi s-a impus, adică ați încercat să spuneți, măi, dar nu... Dar uite, n-am chef! ...face musaca. Adică să reluați discuția, negocierea da, pentru acel fel spus, de mâncare. Poate nu fac musaca, poate am de gând să fac altceva. Nu, a spus că mie nu-mi comandă nimeni ce să... Și corect, doamna Alina a încercat să vă că explice că nu a fost că în ordine. Niciun contract dar cu nimeni de ce. Bineînțeles, doamna Maria, dar dumneavoastră ați fost cea care v-ați dorit și v-ați propus ca da, să zic așa. Așa este, mi-am dorit, mi-am propus, nu mai-mi doresc, de, deja asta? De ieri eu nu mai sunt în bucătărie. Păi nu, stați puțin, că acum știți, v-ați supărat așa pe tot satul. Da, e o neînțelegere, da. Eu am simțit-o și acum încerc să-mi dau seama de unde supărarea asta. Ați simțit-o, de dar nici n-ați făcut nimic ca să... Poate aia a fost v-a sensibilizat faptul că n-ați mai fost mama săptămânii. A, nu neapărat. Chiar nu doresc asta... să mai fiu doamna mama Maria, săptămânii. Ok, din discuție, îmi cer scuze că intervin, dar din discuție am dedus că faptul că vă puneți întrebare pe ce criterii votează publicul, pentru nici că dumneavoastră probabil vă simțiți ca fiind una dintre cele mai implicate mame din casă. E clar că v-ați dorit și validarea lor. Pentru că și eu am fost acolo cu dumneavoastră și în momentul în care publicul te vădează, te simți validat. Și acum eu nu vă înțeleg că da, e normal că vă doriți asta. Nu neapărat, să știți. Na, probabil v-a întristat un pic așa, ca să găsesc un termen drăguț, că n-ați mai fost votată. Dar nici, pe de altă parte, nici n-ați încercat să negociați termenii acestei colaborări, ca să zic așa. Adică nu cred că s-ar fi supărat nimeni dacă ați fi spus, măi, hai să nu facem musaca, uite, eu m-am gândit mai degrabă că ar trebui să mâncăm ciuperci umplute. Și cred că fiecare și-ar fi exprimat părerea. Dar noastră un pic era pe un teren sensibil. Eu acum fac doar niște pure speculații. Era pe un teren sensibil și ați luat-o așa ca pe o frondă și ați venit pe picior de război, pe o altă stare de spirit. Dar în același timp,
aveți și problema asta cu care eu sunt de acord. Nu aruncăm mâncare. Absolut. Dar dacă nu vreți să se arunce mâncare, atunci trebuie să se gătească ce mănâncă lumea. Adică, hai să vedem toate părțile, nu doar o singură parte. Dacă dumneavoastră veniți și spuneți, eu nu vreau, eu vreau să gătesc ciorba pe care o gătesc eu, pentru că există 3 ciorbe în frigider și... Sau asta cu gătim ce, ce e în frigider. Păi faceți exact cumpărături în funcție de ceea ce vă place să mâncați. Vreți cartofi cu exact. O comandați asta, nu? De ce se comandă? Dar, așa, pe de altă parte, doamna Maria are tot dreptul să se răzgândească să nu mai facă nimic. Și să nu mai facă nimic, nu, corect. Nu, doamna Maria. Corect. Maria nu mai face nimic. Să descurcă. Foarte... Foarte bine, doamna Maria, că nu sunteți obligată și nu scrie nicăieri doamna Maria trebuie să gătească. Exact. Vreți să vă zic ceva? Câteodată și eu fac la mine așa în bucătărie. Nu vă place ce am gătit? Ia, hai, restaurantul e acolo. Duceți-vă și luați-vă de mâncare. Ați fi vrut să fiți un pic mai rugată? Nu, nu neapărat. Că totuși, na, dacă doamna să stiați șefa bucătăriei, un soi de respect așa... Eu sunt, să fiu înțeleasă, eu sunt șefa bucătăriei de la mine de acasă. De la mine, și în casa mireasa, așa v-ați impus. Eu nu m-am impus. Da, dar vreau să vă fie un lucru foarte clar. Nu aveți de ce să vă simțiți jignit, nu v-a jignit nimeni și nu aveți de ce să vă simțiți, nu știu, lezată. Nimeni nu s-a uitat de sus, ba din contră. Eu cred că și doamnele și fetele au fost mulțumite de faptul că de bine de rău a avut cine să le pună pe masă niște bucate. Doamna Nina, simțiți dumneavoastră că ați fost un pic autoritară? Știu că dumneavoastră aveți un fel oricum special aveți un, dumneavoastră aveți un stil mai autoritar, dar cine vă cunoaște deja știe că una este să fie autoritar și alta e să fie rău, credeți ceea ce nu este cazul. Credeți că modul dumneavoastră de adresare a supărat-o pe doamna Maria? A, nu. Nu, Maria mă cunoaște, știe, nu. Sunt supărările din prima săptămână a show-ului, de când am fost numită mama săptămânii și atunci a zis clar, păi aici trebuie să plâng, să fac scandal ca să fii numit mama săptămânii. Păi dacă serios, lucrez... Așa crezi dacă, tu? Așa mi-a spus voi mie. Eu nu v-am întrebat ca să vă certați. Dacă lucrez, dacă... Păi faci mâncare, așa ați vorbit voi cu lângă mine în bucătărie. Păi dacă lucrezi aici, faci mâncare, fii atent că n-ajungi mama săptămânii numai că plângi. Acum o săptămână era Andy, băiatul pe canapea care a plecat. Și în glumă, așa frumos, dar am înghițit și eu glume destule, ok? Păi iar a plâns Anina și a ajuns mama săptămânii. Deci... Vreau să vă spun ceva apropo de treaba asta, oricum trebuie să încheiem, pentru că trebuie să ieșim în pauza de publicitate. Regula telespectatorilor este că nu există regulă atunci când votează. Așa că puteți să vă puneți și într-un picior și în două picioare și să stați în mâini. Dacă ei hotărăsc într-un fel, așa hotărăsc și jos pălăria în fața lor după felul cum votează. Oricum, jos pălăria.